O bătrânică sărmană care stătea pe treptele unei biserici primise o coajă de pâine de pomană. Dar când a văzut că porumbeii au venit la ea, bătrâna a făcut un gest uimitor. Într-o dimineață, în fața unei biserici vechi, o bătrânică sărmană stătea pe treptele de piatră, cu mâinile tremurânde. Primise o coajă de pâine de pomană de la un trecător binevoitor, iar acum o ținea strâns la piept, conștientă că acel mic dar era tot ce avea pentru a-și potoli foamea. Îmbrăcată modest, cu haine vechi și sărăcăcioase, bătrâna privea cu recunoștință la bucata de pâine. În timp ce se pregătea să o mănânce, a observat câțiva porumbei albi adunându-se în jurul ei. Păsările ciuguleau firimiturile rămase pe trepte, privind cu ochi mici și curioși spre pâinea din mâinile ei. Văzând porumbeii, bătrânica a simțit o milă profundă. Știa prea bine cum e să fii flămând și neajutorat. Cu un oftat blând, și-a rupt pâinea în bucățele mici și a început să le împartă porumbeilor. Păsările s-au apropiat imediat, ciugulind cu nerăbdare din firimiturile oferite cu generozitate. Un bărbat care ieșea din biserică a observat scena. Îmbrăcat într-un palton gros, cu o pălărie elegantă pe cap, s-a oprit și a privit cu atenție gestul bătrânei. Era impresionat de bunătatea ei. Deși avea atât de puțin, ea a ales să împartă cu păsările cerului coaja sa de pâine. Bărbatul pe nume Mihai a simțit un val de emoție și respect pentru femeia din fața sa. A pășit încet spre ea și cu o voce caldă i-a spus: "Doamnă, gestul dumneavoastră este cu adevărat uimitor. Aveți atât de puțin și totuși alegeți să împărțiți cu porumbeii. Vă rog, permiteți-mi să vă ajut." Bătrânica a ridicat privirea, surprinsă de bunătatea din ochii bărbatului. "Nu am făcut mare lucru, doar am împărțit ceea ce aveam cu niște păsări amărâte. Porumbeii sunt și ei creaturi ale lui Dumnezeu și merită să fie hrăniți. Eu știu cel mai bine cât de rău este să nu ai nimic și să fii flămând." Mihai a zâmbit și a scos din buzunar o bancnotă pe care i-a întins-o bătrânei. "Vă rog, acceptați acest mic ajutor din partea mea. Dumnezeu v-a trimis în calea mea pentru a-mi aminti cât de important este să fim buni și generoși," a spus el. Bătrânica a privit bancnota cu ochii umeziți de lacrimi. "Vă mulțumesc din suflet, domnule. Nici nu știți cât de mult înseamnă acest ajutor pentru mine." Mihai a continuat să vorbească cu bătrânica, aflând despre viața ei grea și despre cum își găsea alinarea în micile bucurii, precum hrănirea porumbeilor. A fost profund impresionat de povestea ei și a decis să facă mai mult pentru ea. "Vă rog, permiteți-mi să vă invit la o masă caldă. Și dacă sunteți de acord, voi încerca să găsesc o soluție pentru a vă ajuta mai mult pe termen lung," a spus Mihai cu hotărâre. Bătrânica a acceptat cu recunoștință invitația lui Mihai. Cei doi au petrecut restul zilei împreună, discutând despre viață, credință și importanța de a împărți cu cei care au nevoie. Mihai a realizat cât de mult bine poate aduce un gest simplu de bunătate și a decis să continue să o ajute pe bătrână și pe alții ca ea. Acea zi a fost începutul unei prietenii speciale și a unei vieți mai bune pentru bătrânică. Mihai a reușit să-i găsească un loc unde să locuiască și i-a oferit sprijin constant. Bătrâna, deși nu mai trăia în lipsuri, a continuat să hrănească porumbeii în fiecare dimineață, amintindu-le tuturor că, indiferent cât de puțin ai, mereu poți împărți și aduce bucurie altora. Gestul uimitor al bătrânei a transformat vieți și a inspirat pe mulți să fie mai buni și mai atenți la nevoile celor din jur. Povestea ei și a lui Mihai a devenit un exemplu viu de bunătate și altruism, demonstrând că adevărata bogăție se află în inimile celor care știu să împartă și să dăruiască. Morala poveștii: într-o lume adesea grăbită și nepăsătoare, gesturile simple de bunătate și compasiune pot avea un impact profund. Povestea bătrânei și a lui Mihai ne amintește că, indiferent cât de puțin avem, putem face o diferență în viața cuiva prin generozitate și empatie. Această lecție de viață ne învață că adevărata bogăție nu stă în ceea ce deținem, ci în capacitatea noastră de a împărți și de a aduce bucurie celor din jur.
Dacă ai ajuns până la finalul poveștii, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.